Cei patru israelieni s-au îndreptat spre Valea lui Stan, un traseu montan din Făgăraș. Era la puțin timp după ce au intrat în munte, un tânăr de 23 de ani din grup a încercat să coboare în coardă pe marginea unei cascade. Alunecat, a căzut și a rămas blocat deasupra apei. Colegul său de 45 de ani a mers să-l ajute, dar a fost lovit de un șuvoi de apă și a aruncat pe stânci. Mai bine de 24 de ore, tinerii au rămas captivi din cauza viiturii, iar bărbatul, de origine poloneză, a murit în încercarea de a salva prietenul ce rămăsese prins printre creste. Ulterior, salvamontiștii argeșeni împreună cu jandarmii au mers pe jos ore în șir pentru a-i recupera. Cred că a fost una dintre cele mai dificile din ultimii ani. Scurt, asta a spus. Patru turiști izraelieni au vrut să facă canyoning pe Valea lui Stan. Numai că, așa cum știți, a fost cod galben de viitură, deci mai întâi de ploaie și apoi de viitură. Cele patru persoane, trei izraelieni și un polonez, s-au cunoscut pe Facebook, fiind iubitori de trasee montane. Așa au decis să vină în România, în munții Făgăraș. Luni dimineața au luat cu ei și un salvamontist amator din Predeal, care se aștepte la poalele muntelui. Numai că s-a lăsat seara și ei nu au mai apărut, așa că bărbatul a sunat la 112 și a anunțat dispariția lor. După mai bine de 24 de ore, turiștii au fost găsiți, însă bărbatul de 45 de ani a fost găsit decedat. Nu, e mort. Intervenția a fost foarte dificilă, deoarece a fost căzut undeva în aval de barajul Valea lui Stan și debitul de apă foarte mare. Colegii noștri, venit la jandar și cei de la salvamont, au trebuit să coboare după ei cu costum de neopren, pentru că riscul de hipotermie e foarte mare. Cât au coborât colegii dumneavoastră? Am luat 500 de metri. Cei trei turiști scăpați cu viață nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trupul bărbatului decedat a fost transportat la morga spitalului pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului.